scene desprinse parcă dintr-un film de acțiune în județul Maramureș pe șosea, printre mașinile care circulau între Baia Mare și Târgul Lăpuș, mai mulți tineri au început să se urmărească și să se ia la bătaie cu pari și băte. Pentru a plana conflictul, la fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție și de jandarmi. Polițiștii din Copalnic, Mănăștur, județul Maramureș, au fost sesizați prin apel 112 de către o femeie care a anunțat o agresiune fizică față de concubinul acesteia. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat apelanta și pe concubinul acesteia un bărbat de 24 de ani din județul Dolj, care prezenta urme vizibile de violență. Din primele verificări s-a constatat faptul că pe fondul unor neînțelegeri cei doi bărbați de 24 și 38 de ani s-au agresat reciproc. Între cei doi intervenind o femeie de 52 de ani și un tânăr de 19 ani din Berința. În urma evenimentului, tânărul de 24 de ani a fost transportat de către un echipaj smurd la Spitalul Județean Baia Mare, în vederea acordării de îngrijiri medicale și, de asemenea, au fost produse pagube materiale unui autoturism. În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.